În acest an, cursurile claselor a 12-a și a 13-a se vor încheia în data de 3 iunie, iar în perioada 30 mai, 3 iunie, va avea loc înscrierea candidaților la prima sesiune de examen. Înscrierile la examenul de bacalaureat pentru sesiunea iulie 2016 vor avea loc în perioada 30 mai, 3 iunie. Primele probe sunt cele de evaluare a competențelor, de comunicare în limba română, de comunicare într-o limbă de circulație internațională și de evaluare a competențelor digitale. Urmează după aceea probele scrise. Calendarul examenului de bacalaureat se aprobă în fiecare an școlar, la începutul cursurilor. Elevii vor susține până în 1 iulie probele orale și de competențe digitale, iar din 4 iulie vor fi probele scrise. Acestea vor fi susținute în 4 iulie la limba și literatura română și în 5 iulie la limba și literatura maternă. Testarea va continua în 6 iulie cu proba obligatorie a profilului și în 8 iulie cu proba la alegere a profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate în 12 iulie. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile, urmând ca pe data de 16 iulie să fie afișate rezultatele finale. Cea de-a doua sesiune a examenului maturității se va desfășura între 16 și 26 august.